să fim relaxați. Studii recente au demonstrat că particulele de coronavirus pot supraviețui pe anumite suprafețe chiar și câteva zile. Este evident, nu putem trăi într-un mediu total steril, dar putem să urmăm niște reguli prin care să diminuăm cumva riscul infectării cu noul coronavirus. Mai ales în momentul în care ajungem acasă. Absolut. Spania, care este una dintre cele mai afectate țări de coronavirus, a afișat reguli minime de urmat la intrarea în casă, sfaturi utile pe care le poate implementa oricine. Haideți să vedem și noi despre ce este vorba, Luxandra. Bun găsit, Vali, bun găsit, Olivia. Sunt lucruri simple pe care le putem face oricând, nu doar în mijlocul unei pandemii. Haideți să le luăm pe rând. În primul rând, atunci când ajungem acasă, este recomandat să încercăm să nu atingem nimic, având în vedere că, evident, nu avem mâinile dezinfectante. Apoi, este indicat să ne scoatem pantofii la intrare. Asta o făceam oricum. În cazul în care aveți un animal de companie, nu uitați că și lăbuțele lui trebuie dezinfectate după fiecare plimbare. Știm deja că virusul rezistă mai mult timp pe suprafețe, inclusiv pe haine, așa că o altă recomandare este să ne scoatem hainele cu care am fost afară și să le punem într-un coș cu rufe pentru spălat. Specialiștii spun că particulele de coronavirus rezistă mai mult timp pe hainele din poliester și mai puțin pe cele din bumbac. De asemenea, este recomandat să ne spălăm hainele la o temperatură înaltă, apropiată de punctul de fierbere al apei și să folosim un detergent care conține clor. Mare atenție și la portofel, geantă sau chei. Având în vedere că ele sunt obiecte foarte expuse, este recomandat să le lăsați într-o cutie așezată pe hol. Și nu uitați să vă curățați telefonul, ochelarii sau alte obiecte pe care le-ați avut în buzunar cu apă și săpun sau cu alcool. Cu o soluție dezinfectantă trebuie spălate și pungile de la cumpărături pe care le-ați adus de afară. Putem folosi soluții preparate chiar de noi din 20 de mililitri de clor sau dezinfectant concentrat la un litru de apă. Folosiți mănușile neapărat pentru asta, în schimb. În final, după ce vă scoateți mănușile, nu uitați să vă spălați bine pe mâini. Ar fi indicat să faceți și un duș imediat cum ajungeți acasă, iar dacă nu este posibil să vă spălați bine toate zonele expuse. Sunt curioasă câte dintre aceste reguli erau oricum în obișnuința voastră. Și eu, sincer, când te auzeam. Cu siguranță, nu. Eu de obicei când ajung acasă, pentru că nu, știți care e problema mea? Nu știu să folosesc mașina de spălat, spre rușinea mea. Am un alt sistem în care am angrenat pe părinții mei, la care nu mai pot să merg acum. Le-am cumpărat dita mai mașina de spălat, la insistențele lor. Da, pentru că așa, reducere de cost. Nu, eu îți spun așa, eu cu siguranță nu dezinfectam portofelul, telefonul, cheile. Nu făceam asta înainte, că asta ne-a întrebat Luxandra. Înainte nu făceam acest lucru. Ce pot să vă spun este că pregătesc un reportaj prin care o să vă învăț cum dezinfectăm corect telefonul mobil, așa. Pentru că în funcție de ecran, modul de dezinfectare diferă. De exemplu, la ecranele cu OLED nu se poate folosi spiritul. Atenție, nu se serios, poate folosi. Uite, nu știam. Nu se poate. Îi stricăm pelicula, e foarte indicat să... Iartă-mă dacă pot să folosesc niște vorbe dure, dă-l în... Doamne, iartă-mă. Doamne, iartă-mă. De telefon. Aș vrea să completezi ceva. Ar fi indicat să nu ne luăm toată geanta. Luăm doar lucrurile de care avem neapărat nevoie atunci când ieșim din casă. Astfel încât să nu la întoarcere să trebuie să dezinfectăm este chiar tot. Este indicat să reducem timpul în primul rând de stat afară, da. În afara locuinței noastre. Și, prin urmare, și toate lucrurile pe care le consideram necesare inițial. Gândiți-vă că dacă putem trăi atâtea zile în poate foarte puține haine, cu foarte puține obiecte lângă noi, cu siguranță nu avem nevoie și de toată poșeta pe care o foloseam înainte. De partea lucrurile. Asta mi se pare ciudată pentru mulți, știi, să iei toate hainele cu care ai ajuns în casă, să le bagi în coș și la un moment dat, și există ce facem? Și un truc pentru mașină, să știți. De exemplu, am văzut pe net, circulă imagini cu protecții pentru volan de unică folosință. E un lucru pe care eu o să-l mai caut. Foarte interesant. Da. Îți mulțumim, Luxandra. Luxandra, mulțumim. Și te mai așteptăm. Și așteptăm și materialul cu dezinfectatul telefonului.